Tuturor, vreau să utilizez și această cale pentru că, din câte văd, mecanismul interpelărilor nu este chiar efectiv pentru guvernul nostru. Vin cu această adresare care vine din doleanța miilor de cetățeni care intră în țară. Cerem guvernului să relaxeze restricțiile pentru cei care vin din țările unde rata de infectare este mică, la fel cum procedează guvernele europene. Este nevoie să fie elaborată o așa numită listă verde a statelor care gestionează pandemia bine și pentru oamenii care vin de acolo să fie instituite excepții de la carantină. Cetățenii noștri se întreabă de ce este menținută măsura carantine în timp de 14 zile pentru toate statele. De ce măsurile de restricții sunt menținute aceleași încă de la începutul pandemiei? Vreau să atenționez că nu toate guvernele sunt incompetente în situația pandemică, așa cum este guvernul Dodon. În multe alte state, situația e mai bună și numărul de infectări în raport cu numărul de populație este mai mic. Datorită măsurilor potrivite, luate la timp și atestărilor în masă. De exemplu, Austria are un număr total de infectați mult mai mic decât Moldova, având o populație de 3 ori mai mare. Ieri, guvernul nostru a anunțat 426 cazuri noi, iar guvernul Austriei 173. Raportat la populație, Austria a avut ieri de 9 ori mai puține cazuri de infectare. Oare de ce noi le-am impune carantina? Încă de la începutul lunii iunie, statele europene treptat au început să excludă măsura plasării în autoizolare pentru cetățenii statelor în care pandemia este bine gestionată și numărul de infectări este relativ mic. Astfel, statele sunt clasificate după gradul de risc pe care îl comportă. Acest lucru poate fi realizat foarte simplu, analizând statistica periodic și implementând-o la caz. Restricțiile pot fi eliminate, iar în caz de necesitate, reintroduse. Această metodă este aplicată de România, de Bulgaria, de Franța, de Italia, de Germania și alte state. De asemenea, poate fi preluată practica altor state de a condiționa intrarea pe teritoriul țării prin prezentarea unui test negativ. Este foarte comod pentru un guvern incompetent, cum este guvernul Dodon, să se ascundă sub motivul protecției cetățenilor, așa cum mi se răspunde la interpelările pe care le-am adresat la acest subiect. Protecția poate fi realizată prin testare, protecția poate fi realizată prin aprovizionarea cu echipament a celor ce nu și-l pot permite. Protecția poate fi realizată prin asigurarea respectării normelor igienice, prin asigurarea respectării normelor de comportament. Nu voi da sfaturi aici, sunt specialiști pentru asta. Solicităm guvernului să revadă politica de restricții la intrarea în țară. Această politică poate fi mai flexibilă, fără pelicule și fără a crea impedimente inutile pentru cetățenii care vin în țară. Această cerință nu este un capriciu. Cetățenii noștri din diasporă profită de perioada de concediu pentru a-și rezolva problemele lor acumulate timp de un an în care se află departe de țară. Spre exemplu, perfectarea actelor, care costă de 2 ori mai puțin în țară în comparație cu perfectarea lor în consulate. Reiterez, este necesar doar de un pic de efort din partea guvernului pentru a asigura libertate mai mare cetățenilor, fără a pune pe cineva în pericol. Orice limitare trebuie să fie argumentată și menținută în măsura necesității. Limitările exagerate sunt absolut inutile și considerăm mult mai eficace aplicarea unor măsuri pe potriva riscurilor existente. Soluții deja există. După cum am menționat, sunt implementate în statele din Europa, precum diferențierea țărilor în raport cu riscul pe care ele îl comportă, precum condiționarea intrării pe teritoriul țării, prezentând un rezultat negativ al testului. Aceste soluții
trebuie doar împrumutate și adaptate la condițiile noastre. Recent, Dodon s-a adresat președintelui Italiei pentru a fi admiși cetățenii noștri pe teritoriul Italiei, prezentând un rezultat negativ al testului la COVID. Trebuie să fim consecvenți. De ce Italia trebuie să respecte cerințele noastre, iar noi să adoptăm o altă politică în raport cu aceste țări? Haideți să fim consecvenți. În speranța că aceste doleanțe a cetățenilor noștri vor fi auzite, vrem să vedem acțiuni ale acestui guvern. Mulțumesc! O zi bună!